Nu mi-e frică de atacul de cord. Un articol din revista Viață plus Sănătate. Autor: Dr. Ionel Bratu. Toate investigațiile arată că inima dumneavoastră este sănătoasă. Vai, ce mă bucur! Eram foarte îngrijorat. Când simt acele palpitații, intru în panică. Mă tem că voi face infarct sau că mi se va opri inima. Nu, palpitațiile dumneavoastră nu sunt un semn că va urma un infarct. Sunteți siguri? Totuși, îmi este teamă. Ce să fac dacă reapar? Am des astfel de dialoguri cu pacienții mei. Poate că sună ciudat, dar un procent important din activitatea unui cardiolog înseamnă să liniștești oamenii speriați de spectrul infarctului miocardic sau al stopului cardiac. Ai zice că e mai mult treabă de psiholog. O mare dramă. Nu aș zice că temerile sunt neîntemeiate. Într-adevăr, infarctul miocardic, numit și atac de cord, este o urgență majoră. Statisticile sunt sumbre. Cu toate progresele medicale, până la 18% dintre cei ce fac infarct vor deceda în primul an și aceasta în condițiile unui sistem medical bine pus la punct, cum este cel american. Incidența mare a bolii ischemice coronare, împreună cu mortalitatea mare a accidentelor coronare și cerebrale, determină ca în zona Europei Centrale și de Est, unde ne aflăm și noi, în jur de 58% din decesele înregistrate în fiecare an să apară prin acest mecanism. Ce se întâmplă în infarct? E destul de simplu de explicat. O arteră care hrănește inima se blochează aproape complet într-un timp scurt. Acest blocaj poate avea mai multe cauze, dar cel mai adesea este vorba de un tromb, adică un cheag de sânge. Inima are două vase care o hrănesc, artera coronară dreaptă și artera coronară stângă. Denumirea coronară vine de la faptul că acestea înconjoară partea superioară a inimii ca o coroană, dând ramuri ce pătrund în mușchi și îl aprovizionează cu oxigen și cu substanțe nutritive. După blocarea arterii coronare în cauză, în câteva ore, zona care primea sânge prin aceasta suferă așa numitul proces de necroză, adică pur și simplu celulele musculare mor. Marea problemă este că acestea nu se mai pot reface ulterior. Dacă pacientul supraviețuiește, în toată zona necrozată, mușchiul cardiac va fi înlocuit cu un țesut fibros asemănător cu cel care formează cicatricele la rănile pielii. Evident, zona nu se va mai putea contracta niciodată. Ce a păpat lupul e bun păpat, obișnuia să spună profesorul George Georgescu. În primele zile pot să apară anumite complicații, unele destul de severe. Să faci infarct este o problemă serioasă, evident. Totuși, nu avem motive să trăim cu teama continuă de această boală. Încerc să transmit acest curaj și pacienților mei anxioși. Sunt mai multe motive de speranță. Primul, despre care vom vorbi în acest articol, este faptul că poate fi prevenit. Complicațiile infarctului miocardic acut. Șoc cardiogen. Scăderea marcată a tensiunii arteriale. Tulburări grave de ritm. Tahicardie ventriculară susținută, fibrilație ventriculară. Blocuri atrioventriculare. Scăderea marcată a pulsului. Pericardită. Acumulare de lichid în jurul inimii. Insuficiență mitrală prin ruptură de pilieri. Defect sever al unei valve cardiace. Ruptură de sept interventricular. Comunicare anormală între camerele inimii. Ruptură de perete liber. Comunicare anormală între o cameră a inimii și exteriorul acesteia. Cum se previne infarctul? E simplu, cel puțin de zis. Infarctul se previne printr-un stil de viață sănătos. Clar, punerea în practică este mai dificilă. Cultivarea obiceiurilor sănătoase presupune efort de voință, perseverență și, desigur, rugăciune. Dar, cel puțin în ce privește bolile cardiovasculare,
efortul va fi răsplătit pe deplin. Iată de ce. Majoritatea cazurilor de infarct au drept cauză un proces de degenerare a arterelor, de îmbătrânire a acestora, dacă e să folosim o metaforă. Acesta se numește ateroscleroză. În paginile acestei reviste, și nu numai, s-a vorbit des despre el. Practic, trombul de care vorbeam mai sus nu se formează pe o arteră sănătoasă. Excepțional, se poate ca un tromb format în altă parte să ajungă să blocheze o arteră coronară, dar regula este că mai întâi se îmbolnăvește artera. Ateroscleroza nu e ceva ce apare de azi pe mâine. Este nevoie de 10 de ani de practicare a unor obiceiuri nesănătoase ca să ne nenorocim arterele. Vestea bună este că oprirea practicilor nesănătoase și cultivarea unor obiceiuri sănătoase oprește procesul sau chiar îl face reversibil. Măsuri de stil de viață pentru prevenirea infarctului miocardic. Fumezi? Oprește-te complet cât mai curând. Nu este suficient să scazi numărul de țigări. Evită un mediu de fumători. Fumatul omoară. Ai o greutate crescută? Începe cât mai rapid o dietă care să-ți permită să atingi o greutate ideală. Consultă un medic nutriționist. Ești diabetic? Discută cu un medic diabetolog despre dieta sau tratamentul care este cel mai potrivit pentru tine. Ești hipertensiv? Discută cu medicul despre tratamentul optim care să mențină valorile tensiunii arteriale sub 140 pe 90 mm coloană de mercur. Scade cantitatea de sare din mâncare. Ești dislipidemic? Elimină din dieta ta grăsimile animale, carnea de porc, carnea grasă, untul, prăjelile, smântâna, frișca, etc. Mănâncă mai multe legume și fructe. Dacă continui să consumi carne, alege carnea de pasăre sau de pește. Nu consuma carnea procesată. Deseori este nevoie și de medicamente, statine, fibrați, etc., conform indicației medicului curant. Ești sedentar? Începe un program de activitate fizică zilnică, în limitele toleranței tale și după ce te-ai sfătuit cu medicul. Ești stresat? Lupta împotriva stresului poate fi cea mai dificilă. Dacă treci printr-un moment dificil sau ai o viață stresantă de mai mulți ani, încearcă să aplici diverse metode de relaxare. Dacă simți nevoia, adresează-te unui specialist, psiholog. Nu neglija practicile spirituale, rugăciune, meditație, citirea Bibliei, frecventarea bisericii, etc., deoarece acestea ajută mult în combaterea stresului. Și dacă ne chinuim degeaba? Ce garanție avem că efortul de a ne schimba obiceiurile va aduce și scăderea de risc pe care o dorim? Cât de mult ne putem reduce riscul cardiovascular? Avem dovezi că stresul schimbării va fi răsplătit? Haideți să vedem povestea Finlandei. În 1970, Finlanda deținea recordul mondial de mortalitate cardiovasculară, peste 80% din decesele anuale. Principalele cauze ale acestui record nedorit erau consumul mare de colesterol și fumatul. În fața acestei realități, țara nordică a implementat un proiect specific, proiectul Nord Karelia, coordonat de dr. Pekka Puska, având drept obiectiv schimbarea stilului de viață al finlandezilor. În esență, s-a combătut fumatul, s-a încurajat consumul de vegetale în alimentație și s-a promovat exercițiul fizic. Rezultatul? Mortalitatea prin cardiopatie ischemică s-a redus cu 80% în intervalul 1970-2007, iar speranța de viață a finlandezilor a crescut cu 10 ani. Este doar una dintre experiențele mondiale care ne încurajează să facem eforturi pentru schimbare, atât individual cât și ca națiune. Să stăm strâmb și să cugetăm drept. Una dintre problemele pe care le observ la oameni este că, în timp ce se frământă și se tem de un infarct, nu fac suficiente eforturi ca să-l prevină. Am pacienți care, la cea mai banală durere în zona pieptului, intră în panică, mă sună,
se duc la spital sau vin la consultație. Iar aceasta nu o dată sau de două ori. Totuși, în acest timp, ei continuă să fumeze sau să practice alte obiceiuri nesănătoase. Sunt multe motivele pentru care ne complăcem în obiceiuri rele. Unul dintre ele este acela că nu ne luăm timp să ne gândim la consecințe. Câte regrete am auzit din gura oamenilor ajunși la spital în stare gravă? Ce schimbări serioase fac majoritatea celor atinși de cumplita boală după ce au trecut pe lângă buza mormântului? Ce bine ar fi dacă ne-am luat timp să ne gândim la consecințe înainte să fie prea târziu. Ce bine ar fi dacă am avea înțelepciunea să învățăm din experiențele altora și să ascultăm sfaturile specialiștilor atunci când încă suntem sănătoși. Un alt motiv este acela că ne gândim: mie nu mi se va întâmpla. Realism optimist. Dacă vom reuși să trăim sănătos, înseamnă că sigur nu vom face infarct? Nici de cum. Stilul de viață sănătos scade semnificativ riscul de infarct, fără însă a-l reduce la zero. Rămânem tot pe pământul acesta blestemat din pricina păcatului, unde, din nefericire, moartea este inevitabilă. Iar una dintre cauzele decesului unei persoane cu stil de viață sănătos poate fi infarctul miocardic. Totuși, să trăiești sănătos este varianta preferabilă, chiar și pentru cei care vor muri în cele din urmă de infarct. Un om cu obiceiuri bune va face această complicație mai târziu și astfel va câștiga ani de viață. Ani în care să te bucuri de ceea ce Dumnezeu îți oferă pe acest pământ, ani în care să-i ajuți pe cei din jur, să aduci un strop de fericire în viața lor. De asemenea, calitatea vieții va fi mai bună, în acest caz, evitându-se diferite alte boli. Oricum, sunt speranțe și pentru cei care au trecut sau vor trece prin această boală, iar una dintre ele este legată de faptul că medicina actuală are tratamente eficiente pentru marea dramă a atacului de cord. Abonamentele la revista Viață plus Sănătate pot fi comandate prin telefon la numărul 021-323-0020 sau prin e-mail la adresa comenzi@viatasisanatate.ro. De asemenea, pe site-ul viatasisanatate.ro. Le puteți accesa de asemenea pe platforma evsclaud.ro.